Și iată că primăvara și-a intrat în drepturi cu adevărat în sfârșit, dar din păcate noi suntem tot în urmă cu lucrările în grădină. Totuși am reușit să pregătesc puțin solarul și pus în solar niște semințe de rucola și salată. Au germinat pentru că le-am pus în casă la germinat pe niște prosoape de hârtie și apoi le-am pus pe șir aici în solar. În capătul acela va fi rucola și apoi câteva rânduri de salată. Să vedem ce va ieși. Mai trebuie să ud astăzi pentru că văd că toată umezeala din sol s-a uscat din cauza căldurii foarte mare de aici. E foarte bun acest sistem de colectare a apei pluviale pentru că în felul ăsta facem multă economie la apa cu care udăm grădina și este netratată, încălzită de soare, foarte bună pentru legumele noastre din solar și din grădină. Tu te lauzi am cu sistemul ce l-am făcut eu? Ce vorbești că eu ți-am spus toate cum să le faci, acum te tot lauzi, da. Tu pe tine. Și ăsta tu m-ai învățat cum să fac? Normal, dacă nu stăteam cu gura pe tine, fă-l, îl făceai? Încă un lucru foarte drăguț de care sunt mândră anul ăsta, pe lângă pisoiul ăsta foarte drăguț, este patul înălțat, unde am pus fire de ceapă foarte de curând și rucola, apoi salată, măcriș am pus. Nu știu sigur dacă a ieșit măcrișul și am folosit un sistem foarte interesant pentru că am pus la germinat semințele în casă pe o bucată de hârtie de bucătărie și apoi când am văzut că au germinat, uite cum e asta, le-am adus afară și le-am pus în pământ și le-am acoperit cu un strat de mulci. Sper că anul acesta vom avea o producție generoasă de legume, de toate soiurile, roșii, castraveți, ardei, vinete, conopidă, țelină. Astea mi-s planificate și le-am pus la germinat. Vom vedea dacă se vor dezvolta bine în răsadniță și dacă voi reuși să le pun în grădină. Dacă nu, vom face ca și în alți ani, mergem în piață și cumpărăm răsaduri, pentru că încă nu am reușit să îmi fac eu răsaduri din semințe. Întotdeauna am avut probleme. Ba se lungeau prea tare, ba nu germinau deloc. Tot felul de probleme apăreau pe parcurs. Așadar, continuăm cu lucrările de primăvară, grădinăritul. Mai pune un șir de ceapă, apoi vreau să pun un șir așa lung de morcovi. Tare puțin succes am avut și cu morcovii. Am avut într-un an morcovi foarte frumoși, extraordinar de frumoși, dar s-a întâmplat într-un singur an și am pus pe o bucată foarte mică de pământ tocmai pentru că nu aveam înainte succes cu morcovii. Oricum, în fiecare an ne încăpățânăm și mai ales eu mă încăpățânesc să pun de toate, chiar dacă știu că șansele să se facă sunt foarte mici. Și se fac foarte puțin morcov și se dezvoltă foarte greu, tocmai pentru că pământul din zona noastră este foarte, foarte tare. Odată ce se uscă, se întărește foarte tare, devine ca un bolovan și atunci, în astfel de pământ, morcovul nu se dezvoltă bine. Lui îi place să fie pământul nisipos, aerisit, unde să-și dezvolte rădăcina, pentru că, la urma urmei, morcovul este o plantă rădăcinoasă. Ce zi minunată! Plină de satisfacții și lucru făcut.
ne bucurăm foarte mult când ne propunem să facem ceva și reușim să-l ducem la împlinire. Nu zice nimeni că lucru nu e greu, dar îți aduce o satisfacție și o bucurie enormă atunci când reușești să faci ceea ce îți propui, așa cum ziceam mai înainte. Bun, ne-am propus să punem și câteva rânduri de cartofi și să încercăm o metodă nouă. În fiecare an încercăm altă și altă și altă metodă. Anul trecut i-am pus în sistemul clasic, am săpat, am arat, am frezat pământul, am făcut șiruri, am pus cartofii, am acoperit cu pământ și după aia ne-am oprit. N-am mai săpat absolut deloc decât când am scos cartofii din pământ. Bineînțeles că au crescut iarba pe ei ca în păpășune, nici nu s-o mai văzut că sunt cartofi, dar am scos mulți cartofi, am avut cartofi, a fost tot ok, poate că dacă îi săpam aveam o producție mai mare, dar ne-am descurcat și așa. Acum, anul ăsta, vrem să încercăm o altă metodă, și anume, am scarificat un pic pământul, adică l-am luat așa de la suprafață buruienile care au fost mai mari și l-am adus la același nivel și apoi am așezat cartofii direct pe pământ, nu direct pe pământ, apoi am așezat cuiburi de gunoi, apoi cartofii și peste cartofi și peste gunoi urmează să punem fân. Vă arăt până atunci omul principal la lucru. Cine? Așa. A, eu? Tu. O, ce onoare! Deci, cuiburile de gunoi, de capră, apoi în mijloc cartofii, gata, încolțiți, tot din producție proprie și urmează să așezăm, ca aici, urmează să așezăm fân, paie peste ei. E posibil ca sistemul ăsta să nu funcționeze prea bine, dar noi o să vă ținem la curent de-a lungul anului cum merge treaba cu cartofii, ce mai facem la ei, pentru că și pentru noi este un experiment și chiar dacă nu va funcționa, noi la final o să vă zicem, nu merită treaba asta făcută, încercați alte metode. Am avut și ajutoare. Avem, că n-au plecat. Momentan sunt într-o pauză, dar ei au semănat niște ceapă, s-au și certat, s-au și bătut cu ceapă, s-au și au fost și cuminți și au semănat ceapa. Sofia, foarte harnică, a și așezat fân pe deasupra. Treabă bună pe astăzi, de toate am avut. Victor a și așezat cartofi. Acum zic. Iar Victor, și el foarte harnic, îl ajută pe tăticul lui acolo la cartofi. El a așezat toți cartofii și va mai așeza în continuare și de-abia așteaptă să se reîntoarcă la joacă. Pentru că i-am întrerupt joaca foarte importantă. Dreptu-i? Văleleu, văleleu, de perne mici. Văleleu, văleleu, pate pline cu gunoi. Văleu, văleu, văleleu. Și cu țânțari. Fără pureci. Da. Aia, ce bună e munca în echipă. Victor, tu împingi cu mâna și noi restul împingem cu furcile, bine? Stai! Mami ține că-mi se descară. Așa. O, hai, Sofia. Așa. Ce, să distrează moima asta? Stai. Ce, să distrează fiica ta, tu? Următorul balon meu,
punem numai pe cuiburi. Cum trebuie pus mult și mai bine pui peste tot, nu, pui peste tot, Daniel, că să nu iasă burul. Putem merge să ne jucăm. Da, mereți și vă jucați de pe aici pe aproape și când vă strigăm, veniți la apel, da? Din nou ploua de 2 ani de zile, era bună otava asta un pic pe la mijloc și la Măriuca. Am primit-o de la cineva plouată deja un an. Că omul a zis că îi dă foc. Da. Noi am zis să nu-i dea. Am zis să nu-i dea foc și am mai ținut-o noi un an aici. Dar e bine. Nu așa, dragă? Încă de era fânul mai bine legat. Dar mai aducem un balon de acolo, cred că mă gândesc ca Andreea. Să merg numai de aici încolo cu el. Ăsta crezi că ajunge aici? La tot? Nu, până aici. Ajunge? Ne ajunge fânul? Unii ar putea crede că, vai de mine, dar cum au făcut bunicii noștri și bătrânii, nu mai e bine, numai cu ideile voastre. Și? Dar, într-adevăr, unele lucruri bine păstrate cum au fost. Dar la altele se mai schimbă omul, își mai modifică un pic traiectoria, nu? Da. Vedea noi cât o modificau, când am vedea câți cartofi ies. Că poate ăia care ne-au zis să facem așa, numai ne-au păcălit, să pățăm și noi ca ei. Adică multă lume pe internet arată, dar eșecurile nu prea le arată lumea. Eșecurile nu prea le arată lumea. Nu? Dacă facem de mâncare la șoareci acum aici. Și cuiburi de șoareci să se împuiască șoarecii ca în Australia. Să le luăm cu găleata, ce zici? Cum a fi? Da, dar nu din cartofii noștri, că noi din ce mai trăim atunci? Am venit la țară să auzăm liniștea și auzăm zdronga asta de câine și copiii ce arăcnind acolo în vale. Măcar copiii s-a dă. Că și cu câinele mă obișnuiesc, dar cu coptii, că ea atipici, știi? Am urăgnesc, am un urăgnesc. Păi mă deranjează destul de tare. Nu, spune-mi tău. Nu ți-ar fi groază. Am o groază numică, să-mi iei, dar tare bine ar fi să nu răgnească atâta. Alți oameni s-ar bucura să-și audă coptii urlând, fierând. Că și eu mă bucur de ei, dar nu după zi de hămălit aici și de cara gunoi și de tăte ce are. Hai să gătăm. Să cântăm? Nu cântăm, hai să gătăm. Ți vine de cântat, amu? Nu pot să cânt oricând. Lasă să cântă copiii acolo în vale. Ia uite ce frumos cântă. Hai, drag. Ai vrut să mă ajut? Da. Ia-o pe deal înainte. Haide! Hei! Nu mai răgni. Da, stai să urce! Hai, Sophie! Hai, Sophie! Hai, Sophie! Hai, Sophie! Hai, tare în sus! Și! Și să facem bălăluz despre când m-ai mărita. Bălăluz, bălăluz, ca soare cu părată. Dați viteză. Băleleu, băleleu, toate pline cu țânțari. Băleu, băleu, băleleu, 20 de perne mici. Băleleu, băleleu, toate pline cu furnici. Băleu, băleu, băleleu.